Ați văzut interzisul? Ia uitați-vă acolo. Păi, respectați legea. Vă obligă să faceți stânga. Da, dumnealui continuă să meargă. Bună ziua! Ați văzut indicatorul cu interzis? Aici? Da, ia uitați-l acolo, mare. Înapoi, nu? Eu așa zic. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, o secundă vă rugăm. Nici o treabă. Nici o treabă, nici dumneai. Bună ziua, aveți interzis, nu-l vedeți? N-are treabă, domnule. Hai, mamă, dar e deja, e. N-are treabă, domnule. Nu-l interesează. Bună ziua! Ați omis două semne de circulație. Mă întrebați care? Sunt pe dreapta, destinate șoferilor. Obligatoriu stânga, interzis de mers înainte. Mai e și mașina asta parcată direct în mijlocul străzii. Continuă să meargă. Deci continuă să meargă. Bravo! Cineva care a văzut. Felicitări! Vă puteți numi șofer. Felicitări! Dar de când e treaba asta? De ieri. Colegul nu mai contează. Nu mai contează nici pentru dumnealui. Sărut mâna! Proaspătă obținătoare a permisului, nu? Ați văzut că ați omis două semne de circulație? Obligatoriu stânga și interzis de mers înainte. Dar nu e o scuză scumpă, doamnă. Cum să nu le vedeți? Dar dacă mergeți mâine prin Târgu Mureș și n-ați mers niciodată, nu vă uitați la semne? Ok, v-am înțeles. Cu plăcere, cu mare plăcere. Categoric nu. Niciodată! Și totuși doamna insistă. Totuși doamna insistă. O doamnă care și-a dat seama. Uitați un șofer care a învățat. Domnul meu, trebuie să vedem semnele. Primăria, în colaborare cu poliția rutieră 2, e interzis, colegul. E interzis. Ei, uitați. Ei, uitați. Și au făcut apariția. Puteți să întrebați legat de locuri de parcare chiar lipite de trecere de pietoni? Legea nu cumva spune că la câțiva spune metri, foarte clar. Și cine trebuie să vadă chestia asta? Tot primăria în colaborare cu poliția rutieră. Păi, dar nu poliția trebuie să atragă atenția? Nu? Nu cumva poliția trebuie să atragă atenția și să amendeze primăria că nu a greșit? Numai bine, zi bună!